Pentru prima dată, în Drobeta Turnu Severin va fi organizat amplul eveniment Bucurie în Mișcare dedicat sportului. Această manifestare oferă severinenilor ocazia de a participa la o multitudine de activități ce aduc în prim plan mișcarea. Pe 20 și 21 mai va avea loc la Drobeta Turnu Severin evenimentul intitulat Bucurie în Mișcare, unde locuitorii orașului sunt invitați pe promenada Crișan să ia parte la o multitudine de activități sportive pregătite pentru aceștia. Festivalul sportiv are loc pentru prima dată în municipiul Drobeta Turnu Severin și își propune promovarea sportului mehedințean. Pe această cale vă informăm că în cadrul competiției sportive organizat de către Direcția Județeană de Sport Mehedinț și Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, vă vom oferi participanților acest festival o multitudine de acțiuni sportive. În cadrul competiției sportive vă vor fi aduse și prezentate cluburi locale sportive din municipiul Drobeta Turnu Severin și sportivi de performanță și totodată vă invităm să participați alături de noi pentru mișcare și promovarea sportului mehedințean. Vă așteptăm cu drag. Sunt așteptați toți severinenii. Noi încurajăm sportul la nivel de primărie, încurajăm toate entitățile sportive care doresc să se implice. Pe 26 cred avem și crossul, 27 avem și crossul Severinului. Îi așteptăm pe cât mai mulți severineni la, și nu numai la acest eveniment. Voi fi și eu prezent în mijlocul celor care fac sport, mai puțin în momentul ăsta, dar cu siguranță îi încurajez pe toți care doresc să facă mișcare să vină și să facă. Invităm toți severinenii și nu numai să se îndrepte către unul dintre sporturile care vor fi prezente pe Esplanada Crișan și, bineînțeles, la rezultate din ce în ce mai bune. Împreună cu Asociația Mod of Life și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți, cu sprijinul Primăriei Drobeta Turnu Severin și alături de partenerii locali implicați în program, iubitorii de mișcare prezenți la eveniment vor avea parte de demonstrații de judo, dans modern și tradițional, lupte greco-romane, zumba, karate, tehnici de autoapărare, kangu jumps, box, tenis de masă, kickbox, precum și provocări sportive, concerte, competiții de fotbal și de handbal, dar și ateliere creative, de escaladă, badminton, step aerobic, siguranță rutieră, jocuri logice, desen pe asfalt, face painting și multe alte surprize.